Nor frumos, Havanagila și Kalinka. Cadet, cu întoarcere 5-4. A doua diagonală. 5-4. Un salt cu întoarcere și jumătate legat cu un șurub cu 3 întoarceri. Primește 25 valoare de legare. Este dificil de executat această diagonală. Octavian Belo aplaudă. Da. Celălalt colț, Mariana Bitang îi strigă ceva. O legare de două salturi. Un salt înapoi cu două întoarceri și jumătate, legat cu un salt înainte cu o întoarcere. Atitudine frumoasă, Ramona, o evoluție de departe cea mai bună de până acum, da, nu? Da, solul ei este impresionant. S-au apreciat. Felicitate de domnul Valer cu ea. Coregraful lotului și ne îndreptăm spre Bârnă. Diana Trenca. Scuze pentru aceste probleme, probleme de sunet. Cum a fost Ramona Trenca? Diana a executat un integral fără ratare, dar cu ceva dezechilibrări. Ușoară dezechilibrare după saltul lateral, o ușoară ezitare și n-a mai primit legarea după Danilova înainte. Integralul nu a fost rău, dar parcă i-a lipsită sclipirea necesară unui concurs de înalt nivel. Sare Jivan, să vedem dacă îl întrece pe Flavi Scoții. O rondă cu două șuruburi și jumătate, este o săritură cu plecare din 16-60, o notă mai mică ca lui Flaviu Scoții de plecare. Alin Jivan este vicecampion mondial, medaliat cu bronz, mă scuzați, la acest aparat. Da, medalie la 2005 la Melbourne. Da. Drăgulescu a luat atunci aurul la sol. Da. Și acum la inel. Bucur, Bucur Adrian. Da, Adrian Bucur. O planșă, el este un foarte bun inelist. Elemente de forță foarte bune menținute și această cruce. O îndreptare în planșă. De fapt, un avion. Urmat de un azarean. Foarte grele aceste elemente de forță, necesită foarte multă pregătire fizică. În dublu înainte, o parte de elan, o gigantică. O gigantică înainte. Și coborârea. Un dublu salt cu două șuruburi grupat. Un exercițiu foarte bine executat. Un bun inelist, un om foarte bun de echipă. Pentru prima
Vom vedea acum cea de-a doua săritură a lui Alin Jivan. N-am văzut cât a primit Jivan pentru prima. Un stâmp pe mâini cu două șuruburi, salt întins cu două șuruburi. E o concurență mare la sărituri între componenții echipei noastre, ceea ce nu poate fi decât bine pentru antrenor, nu? Da, foarte îmbucurător acest lucru. Avem foarte mare tradiție la acest aparat, avem foarte multe titluri mondiale, ne lipsește unul singur, cel olimpic. Poate veni la Londra în 2012, să vedem pe Ana Fost la șasol. Prima diagonală, o țupă mare a grupat, ușoare probleme la aterizare. Pentru revenirea ei la acest aparat, o săritură artistică, cadet. Se pregătește de la a doua pirietă, pirietă cu piciorul la 180 de grade. O treia diagonală. Un dublu înapoi grupat. Ușoare probleme la aterizare. Plăcere să urmărim pe Ana pe partea de artistică. Ea este foarte expresivă. Un cloș legat cu un cloș cu întoarcere cu 180. Și se pregătește de ultima diagonală. Un dublu înapoi echier. Bine, Ana, bravo! Ana, forța! Ana și-a revenit după greșeala de la paralele, ceea ce e bine. O vom vedea în a doua subgrupă din această rotație și la bârnă. La acest aparat lucrează Dana Andrei. Ea a progresat foarte mult în ultimele 3 luni. A acumulat foarte mult. Cele două sărituri artistice legate, în cazul ei o săritură în sfoară legată cu o săritură sison, o piruietă în afară, un cloș lateral cu 90 de grade întoarcere. Se pregătește de coborâre Dana. Haide Dana, până acum a făcut o bârnă bună. Flic pe un picior, flic pe două. Cu un salt, cu două șuruburi. Da, e o coborâre mai ușoară, Ramona, da. Dar important este că acest integral a fost cap-coadă, cum se spune. Exact. Fără greșeli mari. Fără greșeli mari și probabil ea pregătește o coborâre mult mai dificilă. Sare bățagă, 13-100 media, dacă am auzit bine, pentru... O rondă cu un salt... Două șuruburi și jumătate întins, foarte bine executat. O țucară cu două șuruburi și jumătate. 15.850 a fost cea de-a doua notă a lui Alin Jivan. Nu știu exact media, n-am văzut prima notă de la prima săritură. Dar o notă foarte bună. Andrei Muntean, de la lotul de senior, pentru că avem un Andrei Muntean și la juniori. Original din Călan. Mulțumesc, Adis. Un avion, o planșă la nivel, o îndreptare, planșă la nivel. Nu este un inelist desăvârșit, este un foarte bun calist, un foarte bun barist. Nu este un tip longilin, foarte tehnic, dar nu cu așa mare forță.
În schimb, părțile de elan, fiind foarte tehnic, le execută foarte frumos. Și coborârea, un dublu întins cu un șurub, foarte bine executat. Este un gimnast tânăr care mai are timp să acumuleze atât forță, cât și alte multe cunoștințe. Nu s-a acordat nota la Bârna Bada, 14-0-25 pentru Dana Andrei. O notă bună. Da, urmează Diana Chelaru și probabil o vom vedea. Până atunci, până Chelaru va urca pe Bârnă, va sări Bățagă pentru a doua oară. Mai deliberează brigada de arbitri de la Sărători. Sandra Izmașina, notată Ana Porgra, notată cu 14.300. 14.300 la Sol, Ana Porgras. Foarte bine. Greu de depășit Sandra Izbașa, probabil va câștiga finala de la acel aparat. Da. Finala de la Bârnă, 14.025. Lucrează la Bârnă. La sărituri nu lucrează Bățagă pentru că îl văd pe antrenorul Ciobical, da, protestând ceva arbitrilor. Să vedem însă pe Diana Chelaru. Ea începe cu o Danilova înainte. Legată cu un flexalt, ușoare probleme de ținută. Un salt înainte, ratat, din păcate. N-a fost într-o zi bună, nu știu, deci parcă nu e ea, îi observ chipul. Da, da, este foarte stresată. Un salt înainte cu plecare de pe un picior. Cloș lateral, din nou ușoară ezitare. Pare ușor prea grăbit, așa, agitată, o piruietă. Cloș înainte, legat cu salt înapoi. Această legare de două elemente este pentru un bonus de o zecime. Cele două sărituri gimnice legate. Diana se pregătește de coborâre. Flic pe un picior, flic pe două, un pic cam aproape de Bârnă. Și asta este depunctabil, nu? Da, bineînțeles. Arbitrele o vor penaliza cu 30. A fost o mică problemă la brigada de arbitri. La sărituri vorbești? Da. Au remediat? Au recalculat nota pentru Bățagă. O rondă flic. Un salt întins cu două șuruburi, o săritură bine executată. O săritură Iurcenco. Iurcenco, da, cum se zice la fete. Deci Iurcenco. La prima săritură au greșit, au calculat cu un șurub mai puțin. Și au dat o notă de plecare mult mai mică decât nota reală de plecare. Se întâmplă, bine că se poate remedia. Există posibilitatea și în concursurile mari ca antrenorii să facă contestație, un apel, cum se numește, însă se plătește pentru așa ceva. Nu cred că e cazul la naționale, nu? Contestația nu este verbal atunci. N-ai dreptul da, să comentezi cu arbitru. Da. Se schimbă subgrupele, trec, așa cum vedeți, Porgras, Racea și Izbașa la Bârnă, vin la Sol, Haidu, Trenca, Andrei și Chelaru. Se prezintă arbitrilor